Bună ziua, bună ziua! Suntem din nou în direct. Astăzi vom face șnițel de purceluș cu o salată, cu lipii și cu, ia uitați, strudel sau mini strudel, cum doriți. Am să le dau și cu zahăr pudră, cu mere și cu puțină cremă, acestea sunt de post. Și o să începem mai întâi să facem aici. Așa. Am să pun tăvița aici. Așa. Și vom începe cu să pun șnițelul pe foc. Ia uitați, am două bucățele de, vedeți? De piept. Așa. Și acum o să am nevoie de puțină sare și de piper să punem pe o parte și pe cealaltă. Așa. Dăm deoparte. După ce le facem bine cu piper și cu sare, să pun puțină făină. Am să iau puțină făină. Și am să pun puțină făină așa peste. Nu mai mult. Și le dau prin făină. Eu așa le fac și pieptul de pasăre tot la fel. Și iese umed, umed și sucos. Așa. Vedeți? Așa. Și tot aici voi pune ouăl. Voi pune puțină sare peste ou. Ia uitați. Punem puțină sare, nu mai mult. Așa. Și puțin piper. Și îl batem. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și voi lua și voi pune în nou. Am revenit în direct. Ultima dată când am intrat, mi-a fost furată pagina de prăjituri cu camelia și după cum vedeți are și alt nume. A reușit să schimbe și numele, dar eu am reușit să mi-o recuperez. Și să sperăm că o să fie totul bine. Și începem din nou să intrăm în direct ca înainte. Așa. Aici mi-am pregătit o tigăiță cu ulei. Și o să punem șnițelul nostru așa aici. Îl întindem. Așa. Și îl dăm pe foc. Să facem salata mai întâi. Eu aici, ia uitați, am salată, am ridichi, rucola, salată rucola, am o ceapă verde și facem așa după gustul fiecăruia. Punem așa o ceapă, patru roșii. Așa, și am să pun și puțin morcov. Eu le-am dat deja prin răzătoare. Și pentru mine am să adaug și un carciof sau o anghinare în porția mea, în porția băiatului fără. Și acum, să le luăm pe rând. Am să pun o parte din morcov și dacă mai e nevoie, mai adaug. Aici am un morcov destul de mare, cam așa. Punem morcovul. Tăiem ridichea. Aceasta este salată fără cântar. Bună ziua, Eugenia! Bună ziua! Bine ai venit! Cum spuneam la început, ultima dată când am intrat în direct, mi-a fost furată pagina, în direct, pur și simplu în direct cum eram.
Și după cum vedeți, a schimbat și numele. Și am reușit să o recuperez. Sperăm că o să fie totul bine. Așa. Și să tăiem ridichia. Și facem salată fără cântar. Și după ce o să facem, după ce terminăm, așa, să dau focul mai la mare, o să facem strudel cu aluatul făcut în casă. Așa. Și tăiem așa bucățele. Salată fără cântar. Bine v-am regăsit pe toți și pe toate. Ah, asta e. Așa. Și o să facem și lipii. Și o să avem șnițele cu salată și cu lipii. Așa, tăiem partea de jos și partea de deasupra, acestea sunt ridichi. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, Victor! Bună ziua tuturor! Așa. Aici avem și o ceapă, o ceapă verde. Și o tăiem, totul tăiem așa la mână, dacă... Așa. Vedeți? Bine v-am găsit! Bună ziua, Mihaela! În sfârșit, împreună din nou! Așa. Vom tăia și roșiile. Așa, și eu le tai în două și după aceea încă o dată în două. Așa. Și o să facem și un strudel. Eu am făcut dimineață micuțe. Și o să facem împreună, cu aluat făcut în casă. Aluatul este făcut cu apă, cu făină, cu un pic de oțet și puțină sare. Și atât. Așa. Ia să vedem să iau o făculiță. Vedeți, aici și mițelul să-l întoarcem. Și punem înapoi și pe partea cealaltă. Am să las mai la mic. Și acum, salata o tăiem și pe aceasta. I-am să-i rup așa vârfurile. Și am să le dau deoparte. Și o rupem așa cu mâna. O puteți tăia și cu cuțitul. Așa. Atât. Așa. Și acum avem rucola. Eu am să o tai așa mărunțel, mărunțel. Mie îmi place măruntă. Adică nouă, la familie. Așa. Și o tăiam așa mărunțel. A, mi-a mai rămas o ridiche. Ia uitați-o. A rămas ascunsă, ascunsă. Așa. Și tăiem și ridichea. Și salata putem spune că este gata. O să punem puțină sare, ulei. Și cine dorește, poate pune și oțet, dar noi nu punem. O salată simplă. Așa. Eu rucola la o taină mărunțel, mărunțel. Așa. Și punem și rucola. Așa, voi pune puțină sare. Așa, peste salată. Și vom pune ulei. Ulei de floare soare. Îl pun direct din sticlă. Așa, nu prea mult.
O să amestecăm. O salată simplă. Eu mai pun și zeamă de lămâie. Dacă vă place. Și amestecăm așa bine. La fel că am să pun tot morcovul. Punem tot morcovul, că este bun. Și mai pun și morcovul. Așa. Acum am să o dau deoparte și facem lipiile. Aluatul eu l-am făcut ieri. Cum v-am spus, eu îl țin în frigider. Ia uitați, îl țin în frigider și când am nevoie, o zi, două îl țin. Când am nevoie de lipie pentru prânz sau pentru cină sau pentru... vreau un dulce, îmi pun puțină Nutella sau... Imediat îl țin și o fac. Și atunci, pe moment, este foarte bună. Așa. Acum, dăm deoparte. Așa. Cum v-am spus, pentru mine am să adaug la urmă, după ce am să separ, și o înghinare. Așteptăm puțin. Ia uitați șnițelul. Un șnițel mic, îl mai întoarcem o dată și îl mai lăsăm puțin. Acum, aici pe fund, vom pune, am să dau salata deoparte. Pe fundul nostru vom pune puțină făină. Așa. Un cap de făină. Ia uitați. Așa. Și vom lua o bucățică, cam cât credem noi, pentru o lipie. Astăzi le facem sărate. Zilele trecute am făcut dulci. Așa. Și am să-mi iau, vedeți cum arată? Ia uitați-le. Este bun, bun, bun. Și am să iau așa o bucățică cât îmi trebuie pentru o lipie. Și pun aici aluatul și la copăr. Și am să o întind cu sucitorul și mă ajut și cu făină ca să nu se lipească. Așa. Am un sucitor și întinde. Salata s-a venit peste tot. Așa. Și întindem. Și ne ajutăm cu făinuță. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. După ce terminăm aici, facem strudelul cu mere. Eu am făcut și o cremă de post. Am să vă arăt cum am făcut, am să vă spun. Așa. Și îl întindem așa bine, bine, bine. Așa. Scutul ăsta de puțină făină ca să nu se ardă. Și am să pun într-o tigăiță. Ia să vedem cum reușesc să pun așa aici. Așa. Am să fac doar o lipie, imediat vă arăt. Și aluatul, după ce v-a rămas, așa, vedeți? Facem acum o lipie. Diseară vrem altă lipie să facem să mâncăm în loc de pâinică. Eu o iau, vedeți, cu făinuță așa. Și acum o păturesc. O păturesc și o pun așa. Și o pun înapoi în folia mea de plastic și o închid. Și o dau la frigider. Și se menține foarte, foarte bine. Așa, așteptăm să se facă lipia, să vedem dacă se face. Nu era așa bine încălzită tigăița noastră. Ia uitați șnițele, mai întorc încă o dată și sunt gata. Așa. Șnițelele sunt gata. Așa, le punem așa aici, pe farfurie. Și închidem aragazul și așteptăm să se facă lipie. Imediat Eugenia spune. Să
Să întorc lipia. Așa. La aluatul la lipii, la 250 de grame de făină, eu pun 40 de grame de untură. Cine dorește de post poate face și cu ulei. Dar nu mie, soțului și băiatul nu le place. Și la 250 de grame de făină, 40 de untură și cam 170-175 de apă sau 180, depinde. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm și un praf de sare. Atât. Și făina cu untura și cu sarea, o amestec așa cu mâinile, prind făina și cu untura și fac câte o presiune, până se transformă așa ca un nisip. Apoi adaug toată apa odată, amestec și apoi frământ puțin, nu mult. Și dacă mai e nevoie, este lipicios, că făina a absorbit, mai trebuia puțină făină și a fost cam multă apă, mai adăugăm puțină, nu se întâmplă nimic, mai adăugăm puțină făină. Așa, aici avem șnițelul, să vedem lipia. Ia uitați, vedeți cum arată? Oh. O mai las și pe partea aceasta un pic. Așa. Și aici avem salata. Am să pun aici un pic de salată. Așa. Și după aceea facem strudelul cu aluatul făcut în casă. Așa. Am să iau din și am să pun așa puțină salată. Ia uitați. Lipia este gata. Am închis. Am să pun pe un șervețel, că este fierbinte deocamdată. Așa ca să pot să o țin. Ia uitați cum arată lipia. O vedeți? Este moale, moale. Deci aia v-am spus, cu mare drag, Eugenia, că aluatul trebuie să se odihnească. Ați văzut că ne-am făcut cu aluatul atunci făcut, se mai întăresc un pic. Dar așa, ia uitați, și acum eu o pun așa aici și o împăturesc în patru și o așez aici lângă șnițele. Și acesta este prânzul băiatului. O să-l mănânce acuș. Așa, am făcut prânzul și acum o să facem, ia uitați, cu aluat. Vedeți, aici în interior am mere, un strudele, uitați cum arată, super. Și acestea sunt umplute cu cremă, acestea sunt de post. Imediat facem aluatul și le facem împreună. Și o să le dăm prin zahăr pudră. Așa. Eu mai arăt încă o dată, ia uitați. Șnițele din purceluș, cu lipii și cu salată fără cântar. Așa. Și, cum am mai spus, aici unde a rămas, eu am un carciof. Sau un, aici se spune în Italia, carciof, sau o înghinare. Și eu am să tai. Am să-l tai așa în două. Și am să adaug în salată. Vedeți că dacă îl tăiem, trebuie neapărat să-l dați cu lămâie. Cu lămâie trebuie. Eu am și un video unde arăt cum se curăță și cum se prepară. Așa. Și vedeți că aici în interior are ca o mustăcioară. Așa. Și eu cu cuțitul. Se vede? Vin așa. Ia uitați. Și îi tai mustăcioara. Se vede mustăcioara? Ia uitați. Și o arunc. Așa. Și tăiem această mustăcioară, că nu se mănâncă. Așa. Am să mă ajut și cu un șervețel. Așa. Și o tăiem și din partea aceasta, mustăcioară. Ia uitați.
Să terminăm și salata cu carcioful. Așa. Sau cu anghinarea. Este foarte bună anghinarea. Foarte, foarte bună. Așa. Și acum vom tăia mărunțel, mărunțel. Am să tai pe... Am să dau de parte. Am să tai aici pe fundul unde am tăiat salata. Și o să tăiem mărunțel, mărunțel. Așa. Și tăiem așa mărunțel, mărunțel. Un fel de feliuțe. Sau puteți tăia și în două, mai mărunt. Așa. Și adăugăm la salată. Să știți că este foarte, foarte bună. Ia, și salată și cu anghinare. Puteți spune. Foarte, foarte bun. Și acum amestecăm. Am pus doar pentru mine, că băiatul nu vrea anghinare. Cu tinerii din ziua de astăzi. Așa. Și aici avem salata și cu anghinare. Și aici doar salata fără. Așa. Și acum îmi pregătesc, am să dau la frigider salata. Și ne pregătim pentru să facem... strudele. Vom face aceste strudele. Cu mere. Și cu cremă de posă, e făcută cu alune, cu griș. Așa. Mulțumesc, Eugenia. Așa, și pentru aluatul nostru care îl facem aici, o să avem nevoie de 250 de grame de făină, eu mi le-am pregătit, 100 de apă, un praf de sare, și cam o linguriță de oțet. Așa. Și vom pune peste făina noastră, vom pune sarea, un praf de sare, așa cât prindem între degete. Așa. Și amestecăm. Acum adăugăm apa toată. Oțetul. Așa. Și amestecăm. Scuzați. Amestecăm așa bine. Să știți că aluatul este foarte, foarte tare. Așa. Trebuie frământat bine, bine. Și îl frământ la... aici, cu mașina mea de paste. Că mă ajută foarte, foarte mult această la frământat. Eu aici, la zero, frământ. Când nu avem forță în mâini sau nu avem... Bună ziua, Ana! Bună ziua! Bine ai venit! Bun venit tuturor! Așa. Am să dau puțin deoparte și să facem aluatul și apoi îl frământăm bine. Am să... cu mâinile, am să frământ așa. Așa. Și să vedeți ce bine se frământă cu acest aparat de paste. Și când fac pastele proaspete, tot așa frământ aluatul. Pentru că aluatul este tare la început. Așa trebuie făcut. Oricum se mai înmoaie după ce se odihnește. Și... așa. Vedeți că este tare. Incorporăm bine toată făina. Eu am făcut dimineață și am să vă arăt cum arată aluatul odihnit. Și am să vă arăt cum întind și foaia cu aceasta. Și este subțire, subțire. Și după aceea o mai întind eu puțin, puțin, cu puțin ulei. Dar se poate și fără.
Eu am trigoanele făcute cu brânză, întinsă aluatul cu acest aparat. Și să știți că e foarte, foarte bine. Așa. Să știți că pare tare, dar nu e. Așa. Așa, mai adăugăm puțină făină și după aceea prindem aparatul. Așa. Și ia să vă arăt cum frământ eu cu acest aparat. Se vede aici, se vede. Ia să-l prind. Strângem bine. Se ține. Și am să iau așa câte o bucățică. Așa. Și am să pun așa aici. Îl vedeți? Și apoi eu îl așez așa. Îl strâng și îl pun înapoi. Și așa îl frământ. Să vedeți ce bine arată după ce este frământat bine. Așa. Acum voi lua și cealaltă bucată. Și așa încorporez toată făina. Cine are acasă să folosească. Dacă ați ști cât de bine și de mult ne ajută. Și o să mai avem nevoie de un măr, două, de zahăr, de scorțișoară, de lămâie pentru umplutură. Așa. E să mai adăugăm așa puțină făină. O să vă arăt și aluatul cum arată odihnit. Așa. Și întindem. El se întinde, dar eu îl frământ, să știți. Ia uitați cum se schimbă consistența. Vedeți? Ia uitați. Așa, și adaug făină. Să vedeți cum o adaug pe toată. Așa. La început nu trebuie să fie precis, precis făcut. Așa, ca să-l frământăm. Așa, mai adăugăm puțină făină. Și acum depinde și de făină, care este mai uscată și cere mai multă apă, care este mai umidă și mai puțină. Bună ziua, Magdalena! Bună ziua, bine ai venit! Așa. Ia uitați, mai am puțină făină și este toată absorbită. Așa. Și mai frământăm puțin. Facem și pe cei. Eu l-am împărțit în două ca să-mi vină mai ușor. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult la aluaturi. La aluaturile care se frământă așa bine. Așa.
vedem ultimul rest de făină. Să-l luăm. Bine, ați venit în bucătărie la Camelia. După cum am spus la început, ultima dată când am intrat în direct, mi-a fost furată pagina. Pagina de prăjituri Camelia. Abia am reușit să o recuperez. Abia, după cum ați văzut, au schimbat și numele. Abia după 11 pot să-i schimb numele înapoi. Asta e. Hoți de pagine. Vor să fure. Asta e. Și acum frământăm. Așa. Luăm. După aceea unii m-au luat un tot. Și o să lucrăm cu cel odihnit, ca să vedeți diferența între unul și celălalt. Așa, ia să-l punem și pe acesta. Și când faceți paste, tot așa trebuie să fie mai tare aluatul la început. Că el se înmoaie după ce se odihnește bine și după ce este lucrat. Așa, ia uitați. Vedeți cum se face? Așa. Adăugăm toată făina care este și am terminat. Vedeți? Am pus toată făina. Cum să dăm deoparte de aici. Așa. Și să facem aluatul, să-l frământăm. Acum eu vă arăt pas cu pas când se face un video. Se începe, după aceea se arată la sfârșit. Se mai taie din video. Așa. Așa, și acum le unesc. Dau câte două, amândouă. Vedeți? Și se frământă până este fin. Ia uitați, vedeți cum arată de unde am pornit? Așa, mai dau încă o dată și vă arăt cum arată cel... Așa. Aici am aluatul și ia uitați aluatul făcut dimineață. Diferența. Vedeți? Trebuie să se odihnească. Și acesta o să-l trecem, o să lucrăm, o să-l punem în hârtie, în folie și o să lucrăm cu acesta, să vă arăt cum facem. Acesta îl pun să se odihnească. Așa, și-l dăm deoparte. Și acesta este aluatul odihnit. Ia uitați cum arată. Vedeți? Fin. Așa. Și acum, din aluatul nostru, rupem bucățele. Eu le-am făcut cam de 15.
Așa. Și le fac așa. Ia uitați. Cam 15 să fie făcute. Acum le fac la ochi, ca să nu stăm să pierdem timpul. Mă ajută foarte mult, să știi, Magdalena, foarte, foarte mult. Așa, mai uitați. Așa, după ce le-am făcut, le scufund în ulei. Le dau cu ulei. Și punem așa ulei. Ia uitați. Oh. Și le punem așa aici, înăuntru. Și le lăsăm la odihnit și pe acestea. Așa. Eu le am pe cele de dimineață. De acum ne umplem de ulei. Așa. Ia uitați-le aici, cele de dimineață. Le vedeți cum sunt? Sunt ținute la ulei. Așa. Și o să lucrăm cu acestea. Și am să vă arăt întinse și cu mâna și la această mașinărie. Așa, am să-mi aduc și fundul. Vedeți? Cele făcute acum cu voi și cele de dimineață. Acestea sunt odihnite. Și le lăsăm la odihnire. Le acoperim tot la fel. Așa. Și le lăsăm la odihnit. Le punem aici lângă aluat. Foarte, Eugenia, foarte, foarte, foarte multe. Mai ales aluatul. Eu am probleme la oase, la degete și nu pot să frământ foarte mult și mă ajut foarte mult cu această mașină la frământat. Așa. Și o să luăm fundul nostru. Ia să scoatem păinuța de pe el. Așa. Aici avem fundul nostru. Aici am dat pe 0, am să dau la 5, la numărul 5 și după aceea la 9. Bună ziua, Gabriela! Așa. Și am să iau de aici una. Ia uitați. O iau. Dar știți că nu mi-am făcut merele. Facem mai întâi merele. Ia să facem merele. Aici am un bol, o răzătoare, o lămâie, un măr, zahăr și scorțișoară. Iau și o lingură. Așa. Și eu aici tot la fel... La un măr, deci gust. Pun zahăr și gust. Gust mereu. Pentru că cuiva îi place mai dulce, cuiva nu îi place de dulce. Sau în loc de zahăr puteți pune și o lingură de miere. Așa. Am să dau mai întâi un pic din coajă. Deci o spălați, o dați prin bicarbonat, dacă nu sunt de alea biologice. Și oricum trebuie date ținute în bicarbonat. Și merele și... Așa. Le ține 10 minute și după aceea le scoateți. Așa. Și am pus aici prin răzătoarea mică. Am să-mi tai o bucățică de lămâie.
ca să stropesc mărul și o dau cu tot cu coajă, prin răzătoare mare și rade. O să-mi aduc aici mai aproape să nu fac prea un zgomot. Așa. Am să scot zgomotul din video când îl public pe YouTube. Și dăm prin răzătoare. Eu merele le pun așa crude. Așa, dăm la gunoi. Și acum stoarcem. Nu are semințe. Nu. Așa. Lămâia cu mărul și cu coaja de lămâie. Acum o să punem scorțișoară, cam o lingurită de scorțișoară, cum fiecare pune după gust. Așa. Și zahăr. O lingură, două, cum fiecare pune tot la fel după gust. Așa. Și amestecăm. Mi-am pregătit și o tavă cu hârtie de copt. Așa, și amestecăm așa bine. Eu și plăcinta de mere, tot la fel, când fac cu aluat cu drojdie, întind foaia și direct pe foaie pun zahăr, pun ulei, mărul îl rad direct pe foaie și cu scorțișoară. Așa, și coajă de lămâie. Așa. Aici avem merele. Ia să dau așa într-o parte aici ca să se vadă. Luau una din și o dăm prin o bucățică de aluat și o dăm prin la numărul 6 sau 5. La 5 am pus, vedeți? Așa. Îmi umezesc puțin mâinile cu ulei și dau pe deasupra. Așa. Și apoi mut la eu o să mă ajut așa cu mut la 9. Și la 9 întind din nou. Ia uitați. Și o așezăm așa aici. Și acum începem și întindem așa puțin. Vedeți, încet, încet. Așa. Mai trebuia puțin ulei peste. Așa, și după ce am întins, împăturim. Iau din mere. O să mai amestec un pic. Am găsit un sâmbure. Ia uitați-l aici. Și iau așa din mere și punem. Vedeți? Și putem face și foaie mare. Facem biluțele mai mari. Eu le-am făcut de 15 ca să fac mini strudele. Sau le facem așa rotunde. Ia uitați, eu așa le-am făcut astăzi. Așa. Vedeți? Ia uitați, pachetele. Pachetele, pachetele. Așa. Și aici am o tăviță și am să le pun așa una lângă cealaltă în tăvița mea. Și am să pun puțin ulei și pe fund ca să pot să întind. Dăm înapoi la 5 și întindem.
Și am mai făcut astăzi o cremă din cam la 250 de apă. Am pus cam 50 de grame cum mai spune, de griș. 50 de grame de griș. Am pus pe foc un praf de sare cu o lingură, două de zahăr. Și cu cacao, o lingură de zahăr, am pus și o lingură de ciocolată, așa ca un cubuleț, cu cam 50 de grame de alune măcinate și am făcut așa o cremă. Ia uitați, și a ieșit așa groasă, groasă. Am să o fac în direct într-o zi astăzi, acum nu am timp. Și să vă arăt cum am făcut și bastonașele. Așa. Am mutat la nouă, îmi umezesc mâinile cu ulei din nou. Așa. Cu ulei. Și acum tragem foaia prin mașina noastră. Eu așa fac mult mai repede și nu stau. Așa. Ia uitați-o, foița noastră. Hai să o pun pe diagonal, a ieșit lungă, lungă. Așa. Și eu o întind așa, încet, încet. Cu grijă. Se vede de acolo. Așa. Aici n-am reușit să o întind bine. Așa, să întindem așa. Și punem puțină compoziție de mere. Fac așa pachetele și le punem așa aici. Iau o altă foaie. Mai facem una cu mere și după aceea vă arăt cu această cremă cum le-am făcut bastonașele. E, asta am întins-o direct la 9. Am întins-o direct la 9 aceasta. Hai să punem puțin ulei. Așa. Punem puține mere. Amestecăm ca să luăm cu tot cu zeama care au lăsat-o, dacă au lăsat puțină zeamă. Așa. Și punem așa aici. Așa. Facem pachetele, pachetele. Acum vă arăt și cu crema. Nu, să dau mai întâi la 5. Să dau la 5 că nu... Să mă întind mai bine. Dăm la 5 și întindem. Dacă doriți să facem pasca și cozonacul în direct, să-mi spuneți să le facem. Începem o zi înainte și facem pentru Pască, o să facem compoziția astăzi și aluatul și pentru cozonac și a doua zi le punem la cuptor. Dacă doriți să le facem, le facem împreună și să spuneți cam pe când ați dori să le facem. Atunci, înainte de Paști. Așa.
cum o întinde. Nu cu puțin ulei. Ele sunt deja mici. Eu încerc să le întind cât se poate. Așa. Și să vă arăt cu această cremă. Vedeți? Crema este destul de groasă. Și eu îmi iau așa cu linguriță. Și mai întâi împăturesc așa. Ia uitați. Împăturesc. Așa. Și aici îmi pun puțină cremă. O întind așa puțin. Acopăr capetele. Și apoi răsucesc. Și facem și bastonașe, ia uitați. Așa. Și le punem așa aici. Acum ne mutăm din nou la 5. Și astăzi am făcut două rețete împreună. Mai punem puțin ulei peste. Așa, și o să le facem, o să facem și pe cealaltă. Și le dăm la cuptor. Celelalte le las să se odihnească. Așa, și acum le întindem la 9. Era mai micuță. Și ne ajutăm cu ulei. Așa, și întinde. Aceasta mi s-a separat. Așa. Și tragem. Așa. Întindem și aici. Tragem. Trebuie să fie totul perfect, dar facem pentru noi, pentru casă. Așa. Și eu trag margine așa peste, vedeți? Și apoi răsucesc. Așa. Iată-ți. Și facem așa, bastonașe. Acum, cine este priceput la și poate întinde aceste foi pe masă, încet, încet, le poate întinde. Așa. Eu prefer să le întind cu acest aparat, se întind mai bine. Așa. Ne ajutăm cu uleiul. Așa, cam așa. E destul de subțire. Să pun mere. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și punem așa aici. O să le dăm la cuptor. Am să dau deoparte. Aici. Am să dau deoparte să vă arăt cele făcute. Facem așa loc. Așa.
Așa. Aici avem zahăr, pudră. O să punem noi zahăr așa peste. Să vi le arăt cum arată. Acestea le-am făcut înainte, ia uitați așa, plăcințelele. Și le dau cu zahăr. Ele sunt, ia uitați, acestea sunt cele cu mere, sunt de post. Și acestea sunt acelea rotunde, vedeți? Așa. Și le dăm cu zahăr. Când le dăm cu gălbenuș pe deasupra, capătă așa o culoare frumoasă. Dar dacă noi acum nu am pus, ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Ia să vedem înăuntru. Ia uitați cum arată. Vedeți? Un foi, foi, foi. Așa. Acesta cu mere s-a umezit că este strudel. Ia uitați cum arată. Așa arată. Și sunt bune, bune, bune. Cine dorește rețetele, eu le scriu în comentarii. Când public pe canalul de YouTube, am să scriu și toate ingredientele. Și în comentarii, cine dorește, eu le scriu. Vă doresc o seară frumoasă. Acestea sunt rețetele. Super. Sunt bune, bune. Eu sper să le încercați rețetele și să vedeți. Să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă le faceți. Uitați cum arată. Ați văzut? Puțin zahăr cum schimbă aspectul. Așa. Și dacă le faceți de nu le faceți de post, le puneți cu gălbenuș deasupra, cu puțin lapte, ungeți. Sunt buni saleurile cu brânză. O să facem de Paște acum prăjiturele. Ia uitați. Acestea sunt rețetele. Aici avem aluatul. Vedeți? Eu l-am împăturit și el stă la odihnit. Așa. Aici unde am pus în ulei. Le lăsăm să se odihnească și am să fac după aceea. Ia uitați. Așa. Și acesta este rezultatul. Așa. Ia să rupem. Vedeți cum se desface în foi? Nu știu dacă se vede așa bine. Așa, și acesta este bună. Crema este foarte simplă. Puteți pune în loc de griș altceva. Dacă și gălbenușuri de ouă și dacă nu le faceți de post. Acestea sunt de post. Și le-am făcut de post. Cu griș, un pic de ciocolată, cam 50 de grame de ciocolată, 10 grame de cacao, 50 de grame de griș, 250 de apă și 100 de grame de alune sau de nuci, ce aveți prin casă, esență de rom și tot făcut pe foc. Până se îngroașă și după aceea lăsat la răcorit. Acesta e. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate. Acum mă duc să lucrez la video, să-l public și pe canalul meu de YouTube, care are același nume. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și bine că mi-am recuperat pagina. După data de 11 îi schimb din nou numele, pentru că cei care mi-au furat pagina, noroc și Dumnezeu m-a ajutat să îmi recuperez această pagină, unde țin foarte mult la ea. Și am să-i schimb numele, că ei au schimbat și numele paginii. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte rețete. La revedere, o seară frumoasă tuturor, pupici și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag pe toți. La revedere, o seară frumoasă, pupici!